Bună și bine ați venit la Joy cu noi. Eu sunt Izabela. Oca. Johnny. Și suntem foarte încântați și foarte bucuroși pentru că am dat startul unei noi emisiuni. Sper să ne bucurăm împreună cu voi pentru această emisiune. Este emisiune pentru cei de vârsta noastră sau mai mari un pic, în care sper să vă încântăm. O să fie diferite joculețe, foarte amuzante. O să avem și invitat special. Emisiunea se va difuza joia, adică de două ori pe lună, dar joia. O joi da, o joi nu. O joi da, o joi nu. Și să dăm startul, zic, să începem. Să începem. Minutul despre tine, Johnny. Aici trebuie să... Minutul despre tine constă în faptul că fiecare dintre noi trebuie să vorbească un minut despre noi. Pornesc eu cronometru. Pornesc eu cronometru. Ok. Cine începe? Johnny? După Johnny. Cine? După aceea tu? Eu încep. După aceea eu. Trebuie să fiu eu ultima? Bine, hai să la mijloc. 3, 2, 1 și... Salut! Eu mă numesc Streza Ioan, alias Johnny, prietenii îmi spun așa. Am 17 ani, sunt un elev fericit la Colegiul Național Radu Negru, Făgăraș. Lucrez ca actor la Clubul Copiilor Făgăraș, secția teatru, evident. Am o soră, un câine și, și o pisică. Locuiesc în Făgăraș. Visul meu este să devin actor, să am o vilă, un iaht și un BMW. Am glumit, un iaht nu vreau să am. Am avut câteva tentative eșuate de a face karate. Am făcut și dansuri populare câțiva ani. Stop! Gata, okay. M-a inspirat timpul. Stai, zic eu cum începe. Mai vrei să adaugi ceva? Da. Ce? Am făcut și trompet. Da. 3, 2, 1 și... Bună! Numele meu este Cichizabela Mihaela. Am 17 ani, Zodia Scorpion. Sunt la profil de Mate Info la Colegiul Național Radu Negru. Am un frate pe care îl iubesc foarte mult, salut Sebi. Am un câine bișon maltez foarte micus pe care l-am primit cadou. Îmi place să mă dau cu bicicleta, îmi place să mănânc paste cu ton, îmi place foarte mult ciocolata. Îmi place să not, îmi place să mă plimb și îmi place foarte mult să socializez. Îmi place adrenalina și chiar mi-am propus ca în viața asta să mă dau cu parașuta. Chiar aș vrea chestia asta. Mai departe vreau să dau pe în domeniul teatrului, vreau să dau la Facultatea de Teatru din București. Am multe albaștri, îmi place matematica, așa și așa. Am prieteni care îmi place să ies vinerea și sâmbăta în oraș. Îmi place foarte mult să mă plimb, îmi place să citesc, în general cărți SF sau... Stop! Ești 57. Da, mi s-a blocat telefonul și n-am putut să dau la timp și a început prea repede. Da. În general cărți SF și de dragoste. Atât. Bun. Pentru mie. Deci. 3, 2, 2, 1, start! Salut! Sunt Sara Doctavian, am 16 ani, îmi plac benzii desenate, seriale cu supereroi, majoritar. Sunt antitalent la majoritatea sporturilor. Am încercat să fac basket, nu mi-o prea reușit. La fotbal nici n-am încercat. La fotbal, de obicei, la școală, fiindcă sunt atât de slab, mă puneau să stau în poartă. Și... numai asta făceam, stăteam și câteodată aveam norocul să vină mingea în mine, câteodată nu, nici nu mă chinuiam să ajung la minge. Îmi plac seriale de dramă, sunt Zodiac Scorpion ca și colega de lângă. De asemenea filme cu supereroi, supereroul meu preferat e John Constantine. Și eu vreau să dau tot la actorie ca și cei de la doi colegi
ai mei. Top, gata. Pas. Da. Okay. Bun. Următorul este una dintre rubrici. Cu Johnny, vrem să începem. Eu am început vorba data trecută. Deci ok, Ghinion. Sunt primul. Ion? Ba da. Ion? Da. Ion? Ok, hai că încep eu. Așa. Bun. Astăzi am să vă prezint filmul Split, care rulează în cinematografele din România din data de 27-a. Și este un thriller care îl are ca regizor pe Shyamalan, care a făcut și filmele Al șaselea simț, Ultimul războinic al aerului și After Earth. În distribuție îi are pe James McAvoy, pe Anya Taylor-Day și eu am văzut filmul. Ce mi se pare super interesant este tema abordată, personalitatea multiplă. Recent am citit și eu o carte despre personalitatea multiplă și se apropie filmul de realism, pot să zic, chiar dacă unii cred că dimpotrivă. Povestea prezintă un tânăr de cu 23 de personalități și din momentul în care personalitățile indezirabile, ca să zic așa, preiau controlul asupra corpului lui. El răpește 3 fete și în timp ce personalitatea lui se prăbușește, acestea intră într-o cursă pentru supraviețuire. Ce mi se pare super interesant, și apoi vreau să dau un mic spoiler, este că filmul te învață să continui să treci peste lucrurile care ți s-au întâmplat, lucrurile rele care ți s-au întâmplat în viață, pentru că ele te fac mult mai puternic și te întăresc, dar de asemenea te învață și că dacă crezi destul în tine, poți să reușești orice. Da. Atât? Da. Bun. Am-nam. Urmează jocul Am-nam. Este un super cunoscut joc de către toți adolescenții. Am rugat-o pe prietena noastră comună, Ana, să ne facă, să ne pună câteva întrebări. Să ne pună. Ea a scris niște întrebări pe foaie și mi le-a trimis mie. Nu m-am uitat deloc peste ele. Acum este prima oară când le citesc. Îmi jur. Și avem niște imagini cu Am-nam și m-ați prins voi. Deci, Am-nam imitat lumea pe stradă. Nu? Nu, de ce aș imita lumea pe stradă? Da, am imitat lumea da. Orice. Serios? Copil mic. Serios? Când erai mic, da. N-ai făcut asta niciodată? Crezi că mi-amintesc eu ce-am făcut când eram mic? Hey, okay. Eu am făcut. Am-nam râs în biserică. De câte ori am mers eu în biserică? Poate. Tu ce zici? Clar, am zis. Da. Nu prea dau pe la biserică, nu. Ok. Nimic ciudat. Nimic. Am-nam făcut sfoara invizibilă pe stradă. Vai, da, și am făcut-o de atâtea ori, Doamne. Da, da, da. Deci lumea credea că o să se împiedice de ceva și se aștepta să se lovească și vai. Am făcut la cheful. Sfoara invizibilă, știți, las-o ăla aruncat. Da. Deci, da. Am-nam trecut vreodată pe roșu. Și de atâtea ori, să de atâtea fim serioși, ori. Să fim serioși, cine da, n-a făcut-o? Da, și ca și distracție, l-ai făcut chestia asta. Ca și distracție, să nu cred. N-am. N-ai? El stă la țară. N-aveți. Păi ce să zic, că și noi avem unul singur în oraș. Tocmai am spus că stau în făgăraș. Avem unul singur în oraș.
ne-am cumpărat produse mai ieftine doar ca să-mi rămână mai mulți bani. Adică dacă părinții ne-au dat gen 5 lei să mergem să cumpărăm pită și pita făcea 4 lei 50 și am păstrat noi 50 de bani. Am făcut-o. Am. Dar să știi că acum, de exemplu, când merg în magazine sau așa, deși mai rămâne rest mărunt și nu mă mai strofoc să-l ia. Pentru ce faceți economii? N-am încercat vreodată să zbor. Am încercat să zbor, firește. N-am. Fain că am zburat, am fost cu atât. Bine. Păi am și încercat, dar am și fost. Dar n-ai zburat. Ce? Zburat. Da, am zburat. Și n-am zburat, dar am și zburat, da. Ok. N-am întrebat pe stradă câte ceasul la mișto. Da, și eram și cu telefonul în mână. Am primit provocare de la unul dintre prietenii mei și zicea, n-ai tu pe să te întrebi cu ceasul, dar tu să stai așa și să te uiți la telefon. Și omul a suzitat ciudat la mine, gen, stai tu ai telefon și mă întrebi pe mine. Ce zici, poate pe mine m-a întrebat unul la mișto dacă cât e ceasul, știi? Și ai răspuns? Da. Și eu aș fi făcut. N-am fredonat o melodie toată ziua. Am. Da. Deci, a doua zi nici nu mai suportam să ascult. O dura mai mult la mine. Da. Așa, stai. N-am participat la o bătaie cu mâncare. Am, da, aș vrea. N-am, nici eu. Ai făcut? Eu, stai, nu. Dar nu, nici în deplasări n-am făcut-o, așa-i? Nu se bate nimeni cu mâncare în deplasări când ne mănâncă. Nu am făcut cu fuculița. Ce ai făcut? Masă. Ce ai făcut? Da, când era fomit. Da, și cu pahară. Și am și cântat, frate. Vai, ce urmează. N-am lipit gumă de pe bănci la școală. Gumă de mesecat. Da. Am făcut-o, da. Să ne fie rușine, da. Erați oameni care strâng de probleme, da. Vă dați seama. Da, n-am mai făcut-o de vreo 2 ani, ca să știți. N-am mai făcut-o de 3 zile, glumesc, nu. Nu știu când am făcut ultima dată. Ok. Așa, să se repetă. Mințit că mă duc la magazin ca să pot ieși. Da. N-am. Oamenilor și sunteți băieți. Eu sunt un copil. Ghinion! Dar oricum după 5 minute de stat în plus mă sună, unde ești? I-am spus adevărul. Ce bateria ești? Așa. N-am avut vreodată papuci uzi largă. Am avut, da. Am și intrat în apă. Pe am și căzut în apă, da. Așa. Stai. N-am făcut baie într-un râu la țară. Am. Da. Ziza. Mergeam pe e-mail la... Ziza. Aoleu, da, Ziza. Da. Când am ieșit cu voi ăștia. Da, și o tăvat. Dar ce ați făcut? Aici se spală vacile. Era apa destul de murdară, sincer. De asta am întrebat asta. Da. Da. Deci acolo se spălau vacile, să repineți. Da. Așa. Și noi. Și voi. Nu. Ai zis? N-am sărit prin bălți. Am sărit prin bălți. Am sărit, da. Firește, cum credeți că mi-am udat papucii? Da. N-am jucat călcatea. Pe bune, Ana, atâta poți. Am jucat călcatea, firește. Cine n-a jucat călcatea? Măcar câștigam pe la călcatea. Cred. Da. Hai să punem și noi acum o întrebare așa. Bine, una de la fiecare. Ok. N-am mâncat mâncare de câini. Dar era. N-am. Era să mănânc. Da. De cum? Era mic și era numai boană. Cred că o masă genă de acolo, din mâncare. Poftim. Păi era faza cu... pisici, câini și câini pisici. Mâncare de pisică n-am încercat. E dubios. Nu e dubios. Dacă trebuie să dau de mâncare la câini. Eu?
Găsesc. Ați băgat vreodată o fuculiță în priză? Tu vrei să ne sinucidem acum, serios? E, n-am găsit. N-am făcut-o. Ai făcut-o? Nu, dar era să bag o lingură. Serios. Oricum intra lingura. Lingura nu intra, firește. Stai să mă gândesc eu. Păi da, normal, că dacă era, băgam fotolița, acum nu mai era. Ați stricat vreodată vreun televizor? Nu. Nu? Nu. Serios? Eu băgasem butonul într-un televizor și l-am ars. Eu știam că dacă, când eram mică, nu mă atingeam de televizor, că dacă mă atingeam și făceam ceva greșit, poate exploda. Serios? Bine, când eram mică, dar după aia am conștientizat cât sunt de proastă de a crezut chestia asta. Ascuns notele de la școală. Stai, asta mi-o pun pe functe. Da. Așa. Bă, Dota, ce-ai făcut? Ai sau n-ai? Am făcut-o, stai că mi-am închis telefonul. Am făcut-o și mi-am băgat, când eram în clasa 1, mi-am băgat IU în... Ce-ai făcut? IU. Ah, era mi-am ascuns IU, da. În clasă, știți că atunci era cu I. Da, știu, n-am luat. Și de aia, în general, mereu detestam când erau ședințele. Ca și astăzi, că e zi de ședință în ziua în care filmăm. Da, stai. Poți să-mi pune întrebare? Da. N-am fost prins de poliție pe stradă sau așa, gen... Nu, n-am fost prins de poliție pe stradă. Bine, nu neapărat prins, gen că ai făcut cine știe ce. Da, știu, da, știu povestea, știu. A, că s-a luat unul de tine. Ce? Stai că nu mai găsesc. Polițiști de tine, nu? Stai, ce? Nu mai găsesc chisle. Așteptă, să știi că da. Avem timp. Tu ai fost? Ai vorbit da. Cu tine? De serios? Ce ai făcut? De ce ai făcut? De ce? N-ați fost? Nu, n-am fost. Eu da, dar zi, povestește cum. Băi, nu am făcut, că na. Că na? Că, no, așa e, oprește pe tot. Știți, da. Trecea pe stradă. Și n-a trecut bine. Ei, și l-a oprit. Poftim? Da, numai atâta. Da, ceva gen. Poftim? Am fost oprit, da? Deci că... frumos, se pune la... De ce l-a oprit? Că n-am înțeles. L-a salutat. E, nu salutat. O, nu trebuie să mai faci. Așa și eu. Exact, ceva că mă oprește jandarmii aia când mă salută. Da, eu am avut o chestie mai diferită. Adică am ieșit seara din casă la o oră nepotrivită, gen 4 dimineața. Eram cu mai mulți prieteni, au dormit la mine și ne-am dus la Spicu ca să cumpărăm pufuleți. Și vorbesc serios, pentru că ne uitam la seara filmelor, era seara filmelor, ne-am dus la filme și la un moment dat nu mai aveam ce să mâncăm. Eram singură acasă. Și noi am plecat de la mine și eu văzând poliția, nu știu de ce am avut din instinct să fug. Și am fugit și poliția i-a oprit. Era pe Ana și Luci și i-a oprit. Și mi-a zis, ce fac? De ce ați fugit? La care Ana, am vrut să facem o glumă, pe bune. Am vrut să facem o glumă. Și zice, ies eu din tufe, că mi-am dat seama că nu o să pot să stau acolo. Și zic, bună seara, la care pot. Bună dimineața, domnișoară, ce bună seara. Oh, și... No, după aia ne-am dus până acasă, am întrebat de părinți. De precizat, ai mei știu ce am făcut. Da, m-au iertat după făcut, câteva da. Zile când și-au dat seama tot. Am și eu 17 ani. Felicitări! Vreau să mănânc pufuleți. Ce nașpa, sunt cel mai mic dintre voi. Și cel mai înalt. Cel mai înalt. Da. Da. Nașpa. De la nu dispăreți. Oh, asta a fost ciudat. Nu dispărem. Ba da, gătați liceul și dispăreți. Da. A, plecând la facultate. Păi da, dispăreți. Dacă nu ne angajăm la copii. Păgăraș. Nu fi rău. Nu fi rea. Știu ce-am zis. Ok. Bun, acum rubrica voastră, nu? Aoleu, urmează rubrica mea, așa? Iop, iop. Da. Rubrica mea se numește... Rubrica mea. Am făcut foarte o rubrică, bine, foarte bine spusă. Am făcut o rubrică despre cărți, Destine la limită, de Katie McGarry. Este ultima carte pe care eu am citit-o. Este o carte de dragoste. O carte fascinantă și emoționantă, cum scrie pe copertă. Katie McGarry este o scriitoare născută în Statele Unite. Este căsătorită și are două fete. M-am uitat pe blogul ei, are un blog, are, da. pe internet. Are, nu.
Bădare și e foarte, foarte interesant. Și scria multe chestii random așa despre ea. Zicea, îmi place să scriu cu cerneală colorată, roz și violet sunt preferatele mele. Asta e tare. Dacă am putea să ne facem și noi temele așa cu cerneală roz sau verde, ar fi super pe nume. Are un citat preferat. Adevărul tot timpul iese la iveală și dacă spui adevărul te vei simți liber. Mai are un citat preferat. Uită lucrurile trecute și nu trăi în trecut. Ea a mai scris și cartea Dare You To, adică Te provoc să, tot așa de dragoste. Destina la limită este o carte pentru tineri. Nu știu, pe mine m-a fascinat foarte mult. Este vorba de de o fată Echo și de un băiat Noah, cele două personaje principale care au trăit prin aceleași, adică au avut cam aceleași întâmplări, s-au îndrăgostit, s-au mai și despărțit, dar a fost o carte cu final fericit pentru că ei doi au rămas împreună. Este mult mai lungă povestea, adică descrie întâmplările prin care a trecut Echo, întâmplările prin care a trecut Noah. Este destul de fascinantă. Asta e ultima carte pe care am citit-o și mi-a plăcut destul de mult, adică citeam și în orele de mate, sincer. Am citit și azi în ora de mate din ea, dar foarte un pic, foarte un pic, foarte puțin, adică gen două pagini ca să termin cartea. Un pic, un pic. Este formată, nu? Care era fata, care era băiatul? Echo era fata și Noah era băiatul. Amândouă nume să mă întâlnesc. Zici că-s de băieți amândouă. Echo. Echo. Da, poți să chemi un băiat. Da, este bestseller în New York Times, dacă vrei. Ca majoritatea. Și cartea au apărut și în școli, mi se pare, la un preț mai redus ca în magazine. Ai luat-o din școală sau din magazin? Pe asta am împrumutat-o de la o prietenă. Dar ea spunea parcă că au luat-o din liceu de la ea. Gen cu 15 lei. Nu știu. Dacă te uiți, așa mai apar cărți în... la liceu sau așa și sau în generală și îți mai ieftine ca în librării, de exemplu. Da, și îți mai propun o carte, se numește Furia Roșie. Am citit-o, da, acum sunt la... Da, mai încolo. Data viitoare. Așteaptă. Da, păi, sunt trei volume. Da. Prima, da, acum imediat termin cartea a doua. Da. Am terminat-o deja. Oricum, Adrian, nici măcar nu traduce. Păi da, aș putea să spun. Păi o traduce. La anul până dispăreți, vă traduce. Hai, pa. Da. Mă părăsiți de la anul. Las. Da, acum n-ai tu ziceai că dispărem și acum zic, păi, să zicem că plecați. Păi da, dispăreți și mă părăsiți. Nu. Acum ar mai trebui să fie o rubrică. V-ați gândit despre ce să facem? Nu, ce să faci, că e rubrica ta. Nu, mai de fiecare dată e ceva între. Da, da, da. Noi, în emisiunea de la Față în Față, am, de exemplu, eu am propus să vorbim despre aplicațiile nouă apărute. Și plante. Și ai o aplicație? Și plante. Da, și plante. Asta, lângă carte, așteptam și o plantă, te rog. Plante. Plante. Mă bun, un trandafir. Stai. Nici o plantă, nimic? Nu, nu avem plante. Ornamentale? Nu, hai. Nu știu, hai să vorbim așa despre câini și pisici. Vrei să vorbim despre câini și pisici? Da, nu știu ce faceți. Să vorbim gen despre Instagram, Snapchat? Păi Snapchat n-aveți. Vorbim despre Insta deocamdată sau despre Insta-size, vorbesc eu, sau despre Messenger sau hai Facebook. Hai să ce să mai zicem? Despre Facebook. Este, sunt copii pe ea, sunt și eu pe el. Atât. Da, Facebook este un fel de socializare pe care totul ne-am cunoscut. Deci n-are rost să vorbim. Fiecare știe cu ce se mănâncă Facebook. Și bănuiesc că și Instagram-ul, așa că o să ne alegem să vorbim despre altceva în această rubrică. Despre ce? Oricum, ce am să vorbesc cu voi? Da, ai văzut, ai uitat. Era o glumă, stai. Data viitoare o să avem un invitat special. Nu spunem pe cine, o să vedeți, o să fiți surprins. Pe cine?
Nu! O să fii surprins. Și spoiler, ca data trecută. O să fie și eu sau? O să fie același spoiler ca data trecută, din domeniul muzicii. Gata, știu pe cine. De exemplu, m-am gândit așa, decât să... Adică, bine, invitatul, vorbim cu el. Da. După aia, următoarea dată, următoarea joi, în care va apărea emisiunea, să facem tot cu invitat sau să vorbim, să facem tot așa chestii? Tot cu invitat. De fiecare dată cu invitat, numai de data atunci, asta, noi, așa. Și după aia nu o să mai putem să vorbim despre câte o carte sau despre câte un film. Ba da. De ce? Ba da. Nu, nu, păi de ce? Nu, că mă gândeam cum ne putem... aluca timpul și cu... Păi, două minute se pierd de la jocul un minut despre tine, fiindcă e numai un invitat. Că noi nu ne zicem minutul de 10.000 de ori. Da, nu, logic. No, și după ce atunci... Mai este, când am făcut, continuăm și data viitoare. Da, cu întrebări mai bune, Ana. Și sau în loc... în loc de asta cu aplicații la care nu știm ce să facem, mai bine discutăm cu invitatul chestii despre el, să ne răspundă numai el. Normal. Și așa înlocuim și problema asta la altă. Bine, dar o să fie și moment în care nu o să avem câte un invitat, mergem noi pe teren sau... Păi da. Gen, să mai facem câte misiuni așa, bine, da, numai acum recent. Da. Mai e, da. Da, o să facem. Da. Octa, urmează rubrica ta. Wow! Bun. Stai. Yo. Și asta. Se împărtez roțile. Vă întreb și pe voi. Pe voi. Pe voi. Așa frumos. Deci. Vă plac catanele? Ce? Ia. Catanele? Catanele e viața mea. Da. Vă plac vikingii? Ia. Da. Bun, vă plac la cavalerii. Cavalerii vreau să mă fac. Ați vrea să jucați ca unul dintre ei? Nine. Da, ca vikingii, da. Bun. Atunci Forerunner este pentru voi. Oh, ce tare! Da? Se tare! Ok. No. Este un action fighting game în care poți juca ca și un cavaler viking sau... Cavaler viking? Da, cavaler viking o samurai. Aoleu. Jocul a apărut săptămâna trecută pe 14 februarie și a fost lansat de Ubisoft Montreal. Știi ce de aia? Nu știți. Nu mă prea știu. De ce învăț. Din fericire avem Ubisoft și în București. Cred că e singura firmă de jocuri pe care o avem și în București. Mm-hmm. Cred. Nu sunt sigur. Fii atent. Uite, m-am uitat acum pe Magazine Play și era Kimongo. Ce-i asta? Aia doar regiune. Introduc a doua regiune în joc. Da, adică încă 100 și ceva de Pokémon. Wow, ce tare. Adică, dacă nu v-ați plictisit cât ați mers pe stradă să prindeți Pokémon, acum aveți mai mulți la dispoziție. Înțelegi? Oricum, Fogărar nu sunt prea mulți. Da. Sunt despre. Eu unul la cetate facă, un la spital. A, de așa, genul. Dacă mai sunt? Da, o să mai fie. Da, păi dacă nu sunt. Și cum ai zis că se numește jocul ăsta? Care? Ăsta Forerunner. Nu-i pe telefon. Ok, nu-i pe telefon. Da. No, sunt trei facțiuni respectiv pentru cavaleri, samurai și vikingi. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă? Te bați. Aha, cu cine? Cu ceilalți. Înțelegi, bănuiesc. Adică samuraiul îți alegi care vrei dintre ei, samuraiul îi dă în cap la cavaler dacă vrei, cum vrei. Samuraiul, vikingul, cavaler îi dă în cap la... Da. Da. Sunt diferite moduri de joc, Dominion, Brawl, Duel, Skirmish. Are ce? Niveluri? Da. Câte? Destule. Ah, ok. Clar. Da. Dacă mai jucat. Dar cum pare că voi doi n-ați jucat. Și Valerii e tot în acest gen, numai că acolo sunt mai... Și Valerii cu tot așa cu cavaleri, carca și prostii, care e cam același sistem de joc. Înțelegeți? Conversație. Da, conversație. Da. Înțelegeți? Da.
Înțelegem. Nu prea multe. Deci a apărut sau va apărea? A apărut pe 14 februarie. Aha. Adică săptămâna trecută. Săptămâna trecută marți? Practic! Da. Fine. Da. Like. 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 Hai, toți trei. Like. Da. După dacă aia cu... Bem toți din pahar. Da, da, măcar acum faceți zai cu mine, că din pahar n-ați vrut, n-ați vrut să beți. Bun. Ce, dar n-am pus eu, n-a fost vina mea. Eu am băut. Sigură? Nu tot. Nu tot, am băut. N-ai jucat corect, așa cum... Ești apărând. Și acum... Merge final. Da, un final. Așa încheiere. Încheierea asta. Ăștia suntem, nu mai suntem. Ăștia suntem, trecută. Alții nu mai sunt. Exact. Eu am fost Iza. N-ai fost Iza. El a fost Octa. Eu am fost Iza. Eu am fost Johnny. N-a fost Johnny. Eu am fost Octa. Johnny a fost Johnny atunci. Eu am fost amândoi. Exact. Da. Vă așteptăm să dați like paginii Joy cu noi de pe Facebook. Avem. Da, am creat-o. O să dau invitații să... Aplauze, vă rog, Johnny. Okay. Johnny. Aplauze, vă rog. Gata. E de jos, e de jos. Da. Și noi ne revedem data viitoare. Joy. Joy, da, Joy. Viitoare care va fi Joy. Peste 2 săptămâni. Da, peste 2 săptămâni, da. Cu invitatul surpriză. Abia așteptăm. Pa. Bye. Salut.